Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvântează Preacuvioasă Părinte Stareț, Casa Părinte. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Iubiți credincioși, Biserica Maritoare astăzi sărbătorește, ca în fiecare an și dintotdeauna la 30 noiembrie, răznuirea Sfântului și întru tot, ca să spunem, lăudatului, Apostol Andrei cel întâi chemat. Sau, dacă vreți, mesagerul lui Hristos pe pământul țării noastre. Apostolul de altă dată, care a săvârșit poate prima sfântă liturghie, după pogorârea Duhului Sfânt la cinzecime, în pământul Dobrogei, unde și astăzi, la Comuna Ioan Corvin, este și Biserica Sfântului Apostol Andrei, titorită din binecuvântarea lui Dumnezeu și voia unor monași cuitori pentru acest, să spunem, miez sau această sfărâmă de istorie bisericească trecută cu vederea de-a lungul timpului de cei mai puțini interesați de faptele credinței, de rodul credinței, de semințele credinței și de taina creștinătății, care nu este altceva decât savurarea cu suflet curat și cu inimă deschisă a trupului și sângelui Iisus Hristos, ca răsplătire pentru faptele noastre cele bune, după cum spune și David, ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie, paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. N-am să vă spun prea multe despre Sfântul Apostol Andrei, pentru că este ceva deci nu este ceva neobișnuit, este ceva nou și cu totul cunoscut, deci este fratele Sfântului Apostol Petru sau Verhovnicul Apostolilor, este din Betsaida Galilei și, după cum bine știți, nu are o bibliografie atât de bogată în date extraordinare. Un pescar simplu, smerit, curat, bun, blând, doritor de adevăr, de aceea îi se spune întâi chemat, atunci când Ioan propovăduia în pustiile Iordanului, s-a depărtat de corabia tatălui său, lăsându-l poate singur pe Petru și pe Zebedei, cu celălalt frate, cu Iacob, să-și dreagă mai departe mrejele și să le coase pentru a putea prinde pește în lacul stâncos al Ghenizaretului, și s-a îndreptat spre Ioan Botezătorul, împreună cu Ioan Evanghelistul, alt prieten al lui mai apropiat, și-au ascultat acel cuvânt, dacă vreți, hotărător, sau dacă vreți, acel sunet de tunet, pentru că Ioan tunet înseamnă, care hotăra soarta creștinătății și punea primele semințe în pământul evanghelic al Ierusalimului. Drepte face scărările Domnului. Și mai departe celelalte învățături, atât de usturătoare, spun eu, pentru poporul iudeu care slăbise în lege, călcase prorocii în picioare, nesocotise poruncile lui Moise și ajunsese să-și facă dreptăți după voile lor. Săcurea stătea la rădăcina pomului, spunea Ioan Botezătorul, și aștepta să cadă pomul ce n-aducea roadă, iar Ioan și Andrei erau numai ochi și urechi la această învățătură, pentru că stând împreună cu Ioan odată, Ioan le arată, fiind luminați de Duhul Sfânt, iată mielul lui Dumnezeu, arătând spre Hristos care trecea pe malul Iordanului. Nu lucru întâmplător, și nu totodată lucrul la întâmplare era, și de aceea am căutat, spun eu, un scop fericit sau un prilej fericit de a comenta o anumită problemă legată de această Evanghelie de astăzi, pentru că ați fost atenți că Evanghelia s-a referit la Ioan, care le-a arătat lui Andrei și celuilalt tovarăș al său pe Hristos și s-au dus și l-au urmat la casa lui, la casa lui Iosif din Nazaret. Și spune mai departe Sfântul Simeon Nouă Teolog, nimeni nu poate vorbi de Dumnezeu dacă nu l-a cunoscut. Comentând ceea ce se spune despre Ioan, zice că rațiunea noastră nu poate nimic dacă nu este iluminată de Duhul Sfânt și de lumina științei și a cunoștinței dumnezeiești. Iată că Ioan Botezătorul nu era trestea clătinată de vânt sau omul din hainele cele moi sau care șerpuia după cum bate vântul. Nu se lăsa purta de voia lui Dumnezeu și în voia vântului. Ce a spus? De ajuns este mărturia Domnului, înger în trup și cel mai mare născut din femeie, după cum spune și troparul înainte mergătorului. Și mai mult decât atât, deci și mai mult decât atât, Ioan vestea adevărul și atâta lumină avea de la Duhul Sfânt și atâta putere avea de la Duhul Sfânt,
că încă din pântecele Maicii sale se învrednicisea să închina Mântuitorului Iisus Hristos când Elisabeta cu Maria s-au întâlnit în Muntele Iudeii, în cetatea Iudeii, la casa lui Zaharia, pentru că ele erau un fel de verișoare. Și iată că, auzind glasul, pântecele a săltat, prunca a săltat în pântecele ei, iar Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Iată de unde știa Ioan Botezătorul cu cine se întâlnește la Iordan. Iată de unde era adâncul și miezul luminii, dacă vreți, dumnezeiești sau a iluminării în Duh, despre care vorbește Simeon Noul Teolog. Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt, cu glas mare a strigat și a zis. Dar de ce s-a umplut de Duhul Sfânt? Pentru că și cel zămislit din trânsa era din curățenie. Și cel zămislit din trânsa era dintr-o viață cinstită, o viață curată, o viață extraordinar de morală, sau cum spunea un citat într-o revistă, citisem cu câteva zile în urmă, Hristos era de o seriozitate înfiorătoare. Deci nimeni nu-L putea privi pe Hristos în adevărata Lui seriozitate. Nu este cu putință oamenilor a vedea pe Dumnezeu, către care nu putează căuta oștile îngerești. Dar cuvântul întrupat s-a arătat nouă pe care, văzându-L pe Fecioara, o fericim. Deci iată cum s-a învrednicit să se împlinească acest tropar, chiar cu fericita Elisabeta, femeie bătrână și stearpă, care avea să nască pe mesagerul Noului Testament și, dacă vreți, prima sămânță a creștinătății, pecetea celor două testamente, proroc, împlinitor al prorociilor sale, trăitor al prorociilor sale, mucenic al prorociilor sale și, dacă vreți, cui de adâncime spirituală față de desăvârșirea în Hristos, pe care L-a ascultat până acolo unde a fost nevoie să se umple de focul dumnezeirii și să nu-i fie frică și să nu se mistuie ca de o flacără. Când a spus, eu am nevoie de botezul tău și nu tu. Și atunci Hristos îi spune, lasă să se împlinească legea. Deci încă o ascultare înaltă și adâncă pe care Ioan o împlinea ca și mama sa în întâlnirea cu Maria. Deci iată în ce constă harul Sfințeniei. Nimeni nu poate vorbi de Dumnezeu dacă nu L-a văzut. Și spune mai departe Simeon Noul Teolog o completare a acestui citat. Nu sunt cuvinte despre luminarea și lumina oricărei Sfințenii. Pentru că nu avem un șablon în Sfințenie. Sufletul n-a cunoscut și nu cunoaște cu exactitate în el însușirile iluminării. Deci, orice om se poate sfinți în harul și în felul lui. De aceea, Evanghelia de aseară, de la Utrenie, avea în ea un comentariu legat de chemarea la apostolie. Lăsați bărcuțele și mrejele și veniți după mine să vă fac pescari de oameni. Deci veniți să vă fac acei pescari care nu vor pescui peștii cei care vin mâncați și apoi strânse fărmiturile să se umple 12 coșuri. Veniți să facem un praznic de pește din care să izvorască sângele martirilor și a mucenicilor. Și iată că, într-adevăr, cei doi L-au urmat, iar în Evanghelia de astăzi arată că Andrei este primul care și-a urmat discipolul. Ce spune la un moment dat una din filozofiile creștine? Dacă dascălul nu-și depășește ucenicul, dacă ucenicul nu-și depășește dascălul, dascălul e falimentar. Iată că Andrei îl urmează tocmai pe Ioan în învățătură și vine și îi spune lui fratesul lui Petru: am găsit pe acela ce se cheamă Mesia, pe Hristos. Și-a întrebat unde? Vino și vezi. Și la fel mai departe cu Natanael, cu Filip, întreaga Evanghelie. Dar nu aceasta era importantă. Am găsit pe acela. Cum a putut să găsească pe acela decât iluminat de puterea Duhului Sfânt și de contemplație, de trăire intensă a celui pe care îl dorea? Cum spun Sfinții într-o parle lor, pe tine, mirele meu, te iubesc, prin tine mă chinuiesc, mă îngrop cu botezul tău și înviez întru tine. Mai departe și mai adânc decât atâta, spune mai departe. Lucrarea lui Hristos în creștinism este însuși lucrare ca să se descopere permanent și neîntrerupt. Deci, Hristos n-a venit în egoismul de sine să șadă ascuns și să-L dibuim sau să-L pipăim.
ci El singur s-a descoperit și se descoperă permanent în glasul Sfintei Liturghii, în taina Sfintei Spovedanii, în taina Sfântului Botez, în taina preoției, în taina mirungerii, în taina Sfântului Maslui. De este cineva bolnav să cheme preoții să-i citească și să lungă cu un de lemn sfințit. Și spune mai departe, El este lumina lumii. Deci de unde este izvorul luminii? Într-o lumina ta vom vedea lumină, spune mai departe Slavoslovia. Vorbim despre acea lumină despre care Simeon, nou teolog, arată caracteristică sfinților și celor ce iubesc pe Dumnezeu. Iată că lumina lumii vine ca omul să nu umble în întuneric. Și Andrei era primul din legea Vechiului Testament, adică de la venirea lui Hristos pe pământ în activitate mesianică, care a cunoscut cărările luminii și urmările luminii. A lăsat corabia și s-a dus să urmeze lui Hristos. Dar ce rămâne și mai important decât atât, rămâne un alt lucru frumos, care eu am zis că merită într-adevăr să fie înțeles și prins, zic eu, din zbor și tratat, este acesta. Să vedem chemarea la apostolie prin ce metode se face. Chemarea la apostolie s-a făcut pe baza iubirii omului cu Dumnezeu, dar în același timp a trăirii omului în Dumnezeu. Hristos, deci când a trimis Duhul Sfânt Mânghietor la cinzecime, le-a spus apostolilor să nu se depărteze de la Ierusalim, ca să poată să se îmbrace cu putere de sus. Ei, această putere de sus este darul Sfântului Duh, care s-a arătat odată în chip ca de porumb, odată în chip de limb de foc, altă dată în nor și așa mai departe. Dumnezeu știe rânduielile nescrise ale dumnezeirii. El nu cere contul oamenilor cum și în ce fel să se desfășoare sau să-și alcătuiască planul mântuirii asupra neamului omenesc. Și iată că am comentat eu după părerea mea și am zis că e un lucru frumos, luată după cartea Arhimandritului Sofronie, cum vine Duhul Sfânt în om? În primul rând, și Ioan Botezătorul, și cei 12 apostoli, și toată creștinătatea până astăzi, au chemat Duhul Sfânt, cum spune Serafim de Sarov, prin rugăciune, prin invocarea lui Dumnezeu în sufletul nostru. Ei, și am zis așa, că Dumnezeu a dat Duhul Sfânt celor simpli. De ce l-a dat celor simpli? Ca să arate lumii întregi, că atunci când se va încreștina un filozof, când se va încreștina cel mai mare doctor, cel mai mare ministru, cel mai mare împărat, cum a fost de-a lungul vremii în viețile Sfinților, ați văzut tot felul de dregătorii, să înțeleagă că simplitatea, de fapt, este ceea ce trebuie să agonisească Duhul Sfânt. Și spune fericirea întâia. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Deci, sărac cu Duhul nu înseamnă bolnav mental sau handicapat. Biserica nu îngrădește handicapați. Adică biserica nu se duce la socola și începe să canonizeze bolnavii de la grații sau de prin paturile lor trăiți sub tranquilizante și să-i considere sfinți că ei sunt săraci cu Duhul. Nu! Sărac cu Duhul era Ioan Botezătorul, care nu dorea haine moale sau nu dorea să trăiască în palate împărătești, ci trăia în pustie, îmbla încins în haine de cămilă și curea, sandale în picioare, mânca miere și acridă sălbatică, dar cunoștea tot atât de bine legile pământești ca și cei ce conduceau lumea. De aceea Duhul Sfânt prin psalmi, neștiind că de-a lungul istoriei se vor perinda domnii și mărimuri și puteri, a spus că atunci când oamenii de nimic sau nelegiuiții conduc, țara se umple pe pretutindeni și lumea de nelegiuiți care mișină pretutindeni. Este un verset al unui psalm. Ei, la fel se întâmpla și în cazul de față. Ioan venea într-o vreme când poporul era tixit de mizeria judovească, era tixit de păcatele lor. Și singura, să spun, expresie păstrată în Evanghelie ca cea mai concludentă a călcării legii vechi era aceea cu Suzana, când a fost nevoită de cei doi bătrâni, vechi judecători ai templului și a sinedriului, care a spus, ești frumoasă, trebuie să curvești cu noi, că chiar de nu vei curvi, noi vom spune că ai curvit și tot te vom omorâ. Și atunci apare simplitatea acelui Daniel, care ce face? Vine și spune, despărțiți aceste două, i-a făcut lup sau nu știu cum i-a nelegiuit sau răufăcător de rele,
Și a spus, unde a curvit? Sub Smochin. Unde a curvit? Sub Salcâm. Dreptatea lui Dumnezeu să pice, nu știu cum, în capul vostru, un blestem oarecare le-a spus, și cei doi au fost prinși cu minciuna. Și apoi, mai mult decât atât, încă o problemă destul de fundamentală în Vechiul Testament, pe care Hristos n-a mai suportat-o, era și aceea a femeii desfrânate, care știți prea bine, atunci când au venit ca să o ucidă cu pietre, ei păzeau cele două laturi. Dacă va spune să nu o ucidem, calcă legea lui Moise, care spune să nu desfrâneze, iar cine desfrânează să fie ucis cu pietre afară de tabără. Dacă o va ucide, vom întreba de ce a călcat decalogul și a spus care scrie să nu ucizi. Deci căutau să-l prindă pe învățător în vorbă. Dar iată că învățatul învățaților și stăpânul stăpânilor lumii, adică Hristos Creatorul, Dumnezeu Universului, a știut să răspundă vicleniei inimii omenești și a spus așa. Dacă este vinovată, să fie pedepsită. Dar cine-i curat să arunce cu pietre? Cine erau cei curați care trebuiau să arunce cu pietre? Erau cei care la rândul lor în ascuns, pentru că nu exista taina spovedanie, ci totul era o conștiință adormită în sine, ei făcuse mai multe rele decât cu acea femeie. Sau am închipuit în mintea mea că poate chiar și ei au trăit cu acea femeie. Și Hristos știa lucrul acesta, pentru că cunoștea rărunchii și inimile. Și în clipa aceea, unii câte unii, în timp ce El le scria păcate pe nisip cu degetul, ei fugeau crezând că păcatele lor nu s-au văzut niciodată. De aceea, următoarea întrebare în Vechiul Testament asupra Sfințeniei lui Hristos a fost contestată prin aceasta. Cine o fi acesta care ne cunoaște și păcatele? Cine o fi acesta care iartă și păcatele? Cine o fi acesta care dezleagă păcatele? Cine o fi acesta care se cheamă Fiul lui Dumnezeu, când noi știm că El este Iisus, Fiul Mariei din Nazaret și al lui Iosif? Și atunci Mântuitorul încă o dată ne demonstrează că adevărul este pur și nealterat. Nu cugetați rele în inimile voastre, că nu poate nimeni să vină la mine de nu-L va trage Tatăl. Atâta timp cât voi sunteți bolnavi în decalog, n-aveți cum să intrați în legea darului, în fericire. Și de aceea spune prima fericire, fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Iată odată unde stă Duhul Sfânt, iar Andrei era acela. Și de ce era acela? Ia ca să vedeți și lucrul acesta, pentru că vorbim de Apostolul Andrei. Se duce Apostolul Andrei și Ioan, trimiși de Ioan Botezătorul, care era în temniță, și îi spune așa, mergeți la el și îl întrebați, tu ești cu adevărat Mesia sau pe altul să așteptăm? Ioan știa, pentru că se mișca să împânte cele mamei, încă de mititel în ascultarea lui Hristos. Dar a vrut ca să-i convingă pe ei și să demonstreze lumii că ascultarea dumnezeiască sau starea de har nu poate greși niciodată. Aceștia se duc la Hristos și iarăși învățătorul lumii, care niciodată nu putea să cadă în mândrie, ci numai în adâncul smerenie, cum spune grecul Vato Stapinosus. Ce-a făcut? Zice, da, mergeți la Ioan și spuneți că orbii văd, că surzi aud, că șchiopii umblă, bolnavii se vindecă, îndrăciții se curățesc, leproșii se curățesc. Și atunci cei doi și-au dat seama cu adevărat că nimeni n-a făcut în neamul lor așa ceva. Și nu o spun eu, o spune Evanghelia, când ăla orb a zis, eu nu știu altceva, dar știu un singur lucru, că Dumnezeu pe păcătoși nu-i ascultă. Ei nu văzuse în viața lor o vindecare de orbire în plan pământesc, așa cum se întâmplase cu cel ce se spălase la Siloam și acum vedea și întreabă încă pe iudei într-o oarecare curățenie de inimă, alt sărac cu Duhul. Vreți să vă faceți cumva ucenicii lui, ce te văd tot interesați de el? Și atunci aceia s-au rușinat, s-au inervat și l-au scos afară din Sinedriu și a spus, hulești? Mergând mai departe la o altă cale de intrare a Duhului Sfânt în om, fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Și cineva va spune, cum să agonisești Duhul Sfânt prin plâns? Uite cum se agonisește Duhul Sfânt prin plâns. A greșit Petru și s-a căit cu amar. A greșit și Iuda, dar nu s-a căit cu amar. S-a dus în templu și a recunoscut greșeala. A zvârlit arginții jos și a spus, am vândut sânge nevinovat. Iată, nu era pe atunci taina spovedanie, n-avea suficiența harică. Nu era instituită de Hristos, pentru că de-abia la Duhul Sfânt
când la pogorâre și când după înviere le spune că aveți dezlegat, dezlegate vor fi, că veți ținea ținute vor fi. Și iată că Iuda, neavând lacrimi, a avut căința cea fățarnică și a greșit spânzurându-se sau deznădăjduindu-se. Dar iată că în clipa următoare vine Petru, care s-a lepădat de trei ori de Hristos prin blestem, că știți ce a spus slujnicii a treia oară? Blestemat să fiu de cunosc pe omul acesta. Și a cântat cocoșul. Și atunci Petru a plâns și s-a căit cu amar. Dar ce înseamnă să plângi cu amar și să agonisești Duhul Sfânt? Nu înseamnă să mergi pe stradă de acum cu pumnii în batistă și să o faci pe abolându, cum se spune. Să începi să plângi sau să aiurești, să zică că biserica creștină, uite, are un fel de boi cerag la poartă nouă. Nu. Plânsul inimii, plânsul părerii de rău. Pentru creștin, plânsul înseamnă conștiință curată. Iar conștiință curată, știi ce înseamnă? Întotdeauna să-ți vezi păcatele, să știi să le analizezi, să știi să le cercetezi, să știi să ți le dezbați și să le pui în balanța dreptății divine. Pentru că ce se întâmplă? Întotdeauna noi, când suntem propriul nostru judecător, și e firesc să fie de vreme ce purtăm carne în trup, să ne facem singuri dreptate. Adică, cât de vinovat ai fi, parcă tu în inima ta, ei, dar parcă n-a fost chiar așa, parcă tot am un pic de dreptate. Ei, aceasta este o dreptate umană, despre care Hristos a spus așa. Toată dreptatea voastră înaintea lui Dumnezeu ca o cârpă lepădată, în taina Sfântului Maslu. Dar dreptatea dreptății este aceea pe care Petru i-a spus-o lui Hristos. Doamne, Tu știi toate, Tu știi cât Te iubesc. Și atunci i-a dat darul apostoliei mai adânc, mai puternic, mai sădit în inima lui, paște oile mele, paște melușei mei. Deci paște și pe cei începători, și pe cei desăvârșiți, și pe cei adânciți, și pe cei mai păcătoși. Pentru că în biserica lui Petru, spune Pavel, și în biserica lui Hristos se învață și de cinste și de necinste. De aceea biserica nu se murdărește de păcătoși și nu se curățește de sfinți, ci se proslăvește prin sfinți și se, ca să folosim un cuvânt frumos, se auto, dacă vreți, se autoconsolează prin păcătoși. De ce se autoconsolează? Pentru că face un lucru care nu l-a făcut nicio religie a lumii. Ce a spus Mântuitorul? Bolnavii au nevoie de doctor. Nu cei sănătoși. Împărăția lui Dumnezeu va fi furată de curvari și de tâlhari, de hoți care s-au pocăit, dar nu hoții care calcă poruncile. De exemplu, nu hoții care nu vor să se pocăiască sau curvarii care vor să se pocăiască. Și făcând un pic de cateheză pe marginea acestui discurs, acum pot să spun. Credeți că Apostolul Pavel a venit și a făcut liturghie în Dobrogea și a încreștinat pământul țării noastre și a hirotonit episcopi și preoți prin toată Ucraina, prin toată, dacă vreți, Mongolia și până a mai trecut el, Bulgaria, Grecia, Iviria, a trecut ca să ne creeze nouă astăzi puterea de a ne transforma din nou în păgâni? Credeți că a făcut liturghie la gurile Dunării să învățăm noi azi să îmblăm în blugi? Sau ne-a făcut liturghie la gurile Dunării și ne-a numit creștini să putem noi merge astăzi la turci să învățăm homosexualitate și destrăbălări? Nu! Pentru acest lucru, dacă s-ar fi găsit în vremea aceea pe pământul țării noastre, sigur, Apostolul Pavel ar fi spus în cetatea, Apostolul Andrei ar fi spus în cetatea aceasta, nu voi intra. Și ar fi scuturat praful de pe tăli, și ar fi mers mai departe ca să se împlinească cuvântul Scripturii care zice: Vai ție, Betsaido sau Horazine, cum este acea frumoasă stihire a Evangheliei, că mai ușor va fi Sodomei și Gomorei în ziua aceea, iar în loc să spunem Capernaume, Capernaume, care până la cer te-ai ridicat, până la ea te vei pogorâ, acum putem spune cu adevărat, pentru faptele creștinești ale țării noastre și ale creștinilor noștri, 90% sau 80% creștini, vai ție, Românie, care sfinții și voivozii până la cer te-au ridicat, strămoșii și moșii noștri te-au sfințit și te-au binecuvântat, acum până la ea te vei coborâ prin ceea ce domnește și prin ceea ce stăpânește în tine. Credeți că au venit apostolii și a venit Duhul Sfânt ca să avem noi astăzi discotecă, rock și cercei urechi și dezmăți și destrăbălare și case de randevu? Doamne ferește! Duhul Sfânt înseamnă lumină și lumina nu se amestecă cu întunericul. S-ar putea să-și ridice Dumnezeu harul și binecuvântarea și ca drept dovadă să văd aceste suferințe ale poporului, să văd aceste neajunsuri ale poporului, să văd aceste îndobitociri raționale cu legi
și cu regulamente de acestea care au făcut din oameni să n-aibă un loc de muncă, să n-aibă o casă, să n-aibă o familie, să n-aibă o statornicie, să n-aibă un copil sănătos, să n-aibă un copil credincios, să n-aibă o siguranță a zilei de mâine, să ne clătinăm cum bate vântul. Să ne lăsăm în voia vântului, așteptând să vină alții să ne pună gard ca să nu mai bată vântul. Să așteptăm să vină alții să ne pune acoperișul casei să nu ne plouă în cap. Să așteptăm să vină alții, peste apostolul Andrei și să ne pună nouă lege și Evanghelie. Că noi am transformat legile apostolului Andrei și propovăduirile lui de la gurile Dunării în obiceiuri, iar obiceiurile le-am făcut lege. Nunțile sunt păgânești, înmormântările sunt păgânești, comportamentele sunt păgânești, năravurile sunt păgânești, obiceiurile sunt păgânești, nimic creștinesc. Nu mai există nimic din ce au lăsat voievozii și strămoșii, nu mai există un om sănătos, nu mai există un costum național sănătos, nu mai există o poezie sănătoasă, nu mai există o doină sănătoasă, nu mai există o literatură sănătoasă, nu există o istorie sănătoasă. Toate s-au îmbolnăvit din slăbiciunea noastră. Plecând Duhul Sfânt de la noi și depărtându-se apostolul Andrei cu rugăciunea de peste noi, iată unde ajungem. De aceea poate a fost un simbol și un mesaj când a venit acum câțiva ani, 2 sau 3, și a venit din nou în mijlocul Moldovei aici ca să deștepte conștiința națională, conștiința românească, conștiința spirituală și să ne aducă aminte. Frații mei, stau în cer cu Mircea, stau în cer cu Ștefan, cu Mihai Viteazu, stau cu Miron Barnovski, unde astăzi noi stăm și ascultăm Sfânta Liturghie, stau în cer cu cuvioasa Parascheva și mă uit la voi cât de nefericiți sunteți călcând adevărul și luând legea strâmba necredinței. Deci iată ce face Duhul Sfânt, vine la cei ce plâng. Să ne căim cu amar de păcatele noastre, să le spovedim sincer și curat, să nu le mai facem ca să putem primi harul Sfintelor Taine să vină din nou lumina Duhului Sfânt. Cei blânzi ca aceia vor moșteni pământul. Blândețea ne îndeamnă la ce? Blândețea ne îndeamnă la îndelunga răbdare și îndelunga îngăduință pe care și Iisus Hristos a avut-o la cruce. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Noi iertăm pe cei ce se pocăiesc, sau ne lasă în pace. Dar nu iertăm pe cei ce ne ajută în continuare să ne ducem în tău. Deci nu o să-i putem ierta la minus infinit pe cei care ne-au învățat că nu trebuie să mai muncim sau ne-au învățat că nu trebuie să ne mai rugăm sau că nu mai avem nevoie de Dumnezeu, de biserică și de muncă și tot ce se propovăduiește, dacă vreți, pe acest pământ unde odată când dai cu sapa, nu mai sare osul strămoșului nostru mort în luptă, pentru că l-a topit veacurile. Dar sare mana pământului din care răsare pâine, sare, grâu și celelalte vegetale. Sare harul sfânt al celor care atunci când au murit, au crezut că în urma lor va fi o lumină. O lumină care încet să stinge. O candelă care abia mai pâlpâie. Stă biserica încolțită de miile de secte. În locurile unde se țineau slujbe de sfeștanie sau în locurile unde se țineau liturghii pentru oștile domnești care apărau țara de păgâni, acum se țin adunări sectare, fotbal, circuri, stadioane, distracții și parade. Iată ce se ține pe locurile unde voivozii înfingeau o cruce și făceau Sfânta Liturghie. Dar binecuvântarea apostolică ne va păzi. Unde a înfipt Sfântul Andrei crucea în Ucraina, atunci când a trecut pe acele locuri, că ei de-abia târziu s-au creștinat pe la anul 1000 prin Kneazul Vladimir, acești ruși ai noștri frați vecini, astăzi este Kievul cel plin și bogat de moaște. Unde a stat Hristos în Egipt de fuga lui Irod, nu că se temea ca Dumnezeu, ci ca om, astăzi strălucește patericul egiptean de înțelepciunea înțelepciunilor câștigată prin iluminarea Duhului Sfânt. Cine nu cunoaște pe Dumnezeu nu poate să vorbească de El, spune Simeon Nouă Teolog. Iată ce ne-a vorbit. Pe Cerska și Egiptul, Mesopotamia, Nilul, Alexandria și Orientul Mijlociu. Locuri unde n-a călcat picior de om, dar le-a binecuvântat Hristos. Fericiți cei flămânzi de dreptate. La acest capitol, fluierele ciobănești și alți cele sociale și cele morale și cele bisericești cântă fiecare după păstorul lor.
Unele scot fluiere și sunete creștini. Glasul Sfintei Liturghii, glasul vecernii, glasul utrenii, glasul cântărilor duhovnicești, ale stranii, din triodoc, toih și celelalte cărți de slujbă. Unele fluiere cântă cântece păgâne. N-avem Hristos, n-avem Maica Domnului, nu mai vrem icoane, nu mai vrem idoli. Unele fluiere cântă și mai păgânește. Vrem în Europa, vrem la ONU, vrem la NATO, vrem cu fundul gol homosexualitate. Iată ce vor unele fluiere. Dar cei flămânzi de dreptate nu trebuie să pună mâna pe armă, că nu se dă cu parul, că nu trăim în legea junglei. Dar să pună mâna pe post și rugăciune și să curățăm țara prin post și rugăciune de cei care nu mai vor dreptate. Fericiți cei însetați de deșertăciune, fericiți cei însetați de dezmăți și de păcat. Și să ne întoarcem, cum a spus Hristos apostolilor, nu vă depărtați de Ierusalim până nu vă îmbrăcați cu puterea de sus. Nu vă depărtați de Sfânta Biserică până nu aveți credința înși vă în voi, că nu vă poate nimeni clătina în credință și în dreapta credință. Nu vă depărtați de Ierusalimul potirului, nu vă depărtați de Sfânta Liturghie și de glasul duhovnicului sau al preotului la spovedanie și la sfatul ce ți-l dă de fiecare zi, până nu ești sigur că ești apt și capabil să nu te înșele cel ce-ți bate ușă și îți dă cărți și bani de pomană. Să ajungi să-i spui, libertatea este mai scumpă decât toate prețurile voastre. Că spunea undeva un pasaj a unei cărți, cred că. Când libertatea va veni însuși prețul libertății, atunci va fi prea târziu. Deci să ne păstrăm libertatea credinței, a națiunii, a neamului, a bisericii și a noastră morală atâta timp cât nu ne înghit păgânii, atâta timp cât nu domnesc încă peste noi acele puteri care să ne transforme în rob sau să ajungă să ne transforme în vite de povară. Încă un lucru prin care Duhul Sfânt vine este și acesta. Fericiți cei însetați, asta am discutat, fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. La milă voiesc și nu jertfă, Mântuitorul nu ne cere nouă să batem mii de metani. Mântuitorul nu ne cere nouă să ținem zile întregi de post. Mântuitorul nu ne cere nouă să ne osândim flămânzi, goi sau dezbrăcați. Dar ne cere să avem un caracter conștient și tare. Ne cere să avem un caracter care atunci, cum să spun, noi trebuie să fim un fel de varga lui Dumnezeu atunci când celelalte popoare ridică ochii asupra noastră să-și impună respectul de la sine. Să nu spună, ah, România. Da, România, locul de temut. Acolo cândva s-au înglodat miile de păgâni în mocir la războaielor și le-au rămas oasele în acele locuri. Și le-au sfințit oasele pământul, că ei erau spurcați, au luat botezul sângelui. Deși nu-l doreau, l-au luat forțat. Pentru că de când ne știm ca popor, și prin credință și prin slabe, n-am făcut altceva decât să apărăm moștenirea lăsată de Apostolul Andrei și de Dumnezeu în Șciția, adică în Dacia de altă dată, de la Bug până la Tisa și până la Marea cea Mare și până la Banatul de Severin, cum se spune în cronici. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Iată că acest lucru nu i s-a dat fiecărui om. Cei curați cu inima, Dumnezeu îi știe prin crăpăturile pământului, pusnici, călugări, creștini, bătrâni, bătrâne, copii, noi nu-i putem ști. Aceste vedere a lui Dumnezeu, aceste convorbiri cu Dumnezeu, sunt mărturii clare în Sfânta Scriptură, în care Dumnezeu s-a arătat lui Moise, Dumnezeu s-a arătat lui Aron, s-a arătat lui Ilie, s-a arătat lui Petru, Iacov și Ioan, s-a arătat lumii întregi. Iată mielul lui Dumnezeu, spune Ioan Botezătorul. Dar ce se întâmplă? S-a arătat și păcătoșilor. În timp ce îl răstihneau poporul iudeu și Ana și Caiafa, aveau ochii închiși, cum spune Scriptura, să nu vadă, urechile ca să n-audă, mintea ca să nu priceapă, că în fața lor era întreaga dumnezeire deșertată în adânc de smerenie. Și l-au ucis ca pe un cel fără de lege. Și l-au ucis ca pe cel din urmă om. Mai bine să piară un om decât tot poporul sau tot neamul. Dar iată că a perit neamul și a rămas omul. De ce? Cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Că precum Tatăl înviază morții și Fiul înviază morții. Tatăl i-a înviat cu cuvântul, Tatăl i-a înviat cu puterea cea din veac care era în treime, aceleași ipostasuri într-o singură ființă, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar mai mult decât atât,
Fiul i-a înviat și din groapă, i-a înviat și din conștiință, i-a înviat și din trup, i-a înviat și din simțire. Bucurați-vă și vă veseliți, spune acolo, mai departe, că plata voastră multă este în ceruri. Cum a spus preotul de ieri, care a ținut predica, diaconul Băvuț, deci asta e moștenirea după care alergăm, împărăția cerurilor. Că în final și apostolul Andrei nu s-a ales cu altceva. A fost prins în timpul lui Nero, a fost prins, i-am și notat numele, nu știu cum îl chema pe cel, Egeat, un igemon al vremii de atunci. Și n-a făcut altceva decât l-a bătut, l-a lovit, l-a schingiit, l-a băgat în temniță și la urmă a vrut să-l răstihnească. Și Petru s-a văzut nevrednic de moartea lui Hristos pe cruce cu brațele întinse a dragostei. Și l-au răstignit pe un X cu capul în jos, tot formă de cruce pe care noi o vedem la trecerile de barieră cu tren, care se cheamă și până astăzi crucea Sfântului Andrei, dar nu sub această formă. Și nu întâmplător s-a pus acolo. Să țină minte tot omul aducându-și aminte de Sfântul Andrei că viața e o călătorie spre împărăția cerului. Iar când ne suim în trenul vieții, indiferent câte bagaje luăm cu noi, când se sfârșește călătoria, toate rămân, iar noi plecăm cu celălalt tren. Plecăm prin vămile văzduhului la împărăția cerurilor. De aceea spune, bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri. Dar ca să fie în ceruri plata noastră, trebuie să trecem concret la munca spirituală de zi cu zi, la educația copiilor noștri, la educația noastră personală, pe noi să ne educăm. Întâi și întâi părinții sunt oglinda copiilor și copiii oglinda părinților. Dacă copiii au văzut dezmăți, destrăbălare, ceartă, divorț și nenorociri în casă, aceea vor face și ei la rândul lor. Iar dacă din nefericire câte unul înțelege această catastrofă și o evită și vrea să fie om al societății, îl corup ceilalți spunându-i, dar te-ai prostit? Ai luat o raznă, ce ți-ai pus un batic în cap și ai luat-o spre biserică? Dragă, dar lumea e liberă. Lumea e liberă sub domnia satanei și a cumpărat libertatea cu dezmățul. Libertatea noastră trebuie cumpărată cu sânge. Hristos ne-a adus o libertate pe care a plătit-o cu însuși scump trupul său și scump sângele său. Hristos ne-a adus o libertate care nu ne-o va mai lua nimeni niciodată, așa cum spune în Evanghelie. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, ci de cei ce ucid sufletul. Pentru că vă trimit sufletul în ghienă, iar satana, neavând cu ce să răsplătească lui Dumnezeu atâta binefacere care îi îngăduie prin cei păcătoși pe care îi închide mereu iadul, s-a mulțumit ca și el celor ce îi fac voia să le dea focul ghienii. Deci vom merge în focul ghienei, cum spune psalmul din Catisma 7, ca oile la junghiere. Deci să ne trezim atât cât mai este timp, atât cât apostolii mai veghează în genunchi în fața Sfintei Treimi și să nu ne prindă nefericitul ceas când porțile cerului și a milei se vor închide, când trâmbița Arhanghelului și începătoriile vor suna ceasul înfricoșate judecăți, și când se vor pune cele 12 scaune de judecată a celor 12 apostoli și se vor judeca cele 12 seminții ale Israel. Iar apostolul Andrei, când va ajunge la neamul nostru românesc și va vrea să pună un semn de milă, să audă glasul voievozilor, glasul domnilor, glasul arhiereilor, glasul preoților, glasul pusnicilor și glasul sfinților care vor spune nu-i milui pe ei că ne-au făcut de râs, unde noi am bătut cu sfințenia și am ucis pe diavol cu postul și cu curățenia, ei au instaurat dezmățul și legea secolului 20. Să ne trezim înainte de a ne înghiți de întuneric. Când este amurg și ești undeva departe, la câmp sau pe stradă, te grăbești spre casă, să nu te atace hoțul, să nu te prade cineva, să nu întârzii, să nu se întâmple ceva cu copiii, să nu te prindă noaptea pe drum de frică. Dacă ne tremem de frica asta pământească, să sădim în sufletul nostru frica cea dumnezeiască. Că dacă omul se va teme de Dumnezeu, dar nu cu o teamă drăcească și sfioasă, ci cu o teamă iubitoare că se desparte de el pentru totdeauna, nu vom mai greși niciodată în vecii vecilor. Amin. În tot pământul ai și vestit.